Pierde Ganea în fața lui Adams. Pasă excelentă spre chică roșă. Intervine Marins. Oh. Să vedem ce decizie ia Fluieran. Poți să-i dai roșu totuși, Maia, pentru că, ok, vine rău pe, pe tibie, dar întâi dă în minge și apoi piciorul al roșu, nu cred. Cred că e de roșu. Bă, mie mi se pare mult. Mie mi se pare mult. A, cred că s-a uitat, cred că sunt urmele crampoanelor lui Adams pe... Dar e clar că dă pe... în minge întâi și pe da. Că piciorul pe minge. Hai să mai vedem o dată. Da, este un bonus neașteptat pe care îl primește farul. A, unul da, dintre cei unul dintre cei mai buni jucători, unul dintre cei mai buni jucători, ia. Da, nu, lovește mingea Gustavo primul. Gustavo lovește primul. Da, da. Și Adam se duce, nu e nimic intenționat. Asta este clar că nu e nimic intenționat. Amândoi atacă mingea, Gustavo ajunge primul. În orice caz l-a lovit destul de rău. Bun, ce vor face acum? Nu-mi dau seama pe cine vor. Probabil mutarea logică este să intre Petro. Charles Petro, fundaș dreapta. E clar că și Hagi pregătește ceva în noile condiții de joc, în superioritate numerică. Este prima eliminare a sezonului. Cred că are toate Fluieran. Mie în prima fază mi s-a părut excesiv. Nici acum sunt convins că trebuia roșu. Deși e clar că Gustavo Marins se resimte. Va avea probleme cu piciorul ăsta. Da, se bate lovitura liberă. Ganea. Grigorian reușește să-l păcălească pe Aldair. Foul. Vine Popescu și e fault acolo.